Acest exercițiu este, de asemenea, o expresie a consolidării relațiilor dintre statele membre NATO și țările partenere și o punere în practică a uneia dintre misiunile fundamentale ale NATO, securitatea prin cooperare. Exercițiul permite, pentru prima oară, ca Unitatea de Integrare a Forțelor NATO, acel NFIU, și Comandamentul Diviziei Multinaționale de Sud-Est să lucreze practic în teren, într-un mediu multinațional.